Șef, ce frumos. Oricum, elegant. Exact ca mine, vrăjeală multă. Era într-un minut, doar vă explic înainte de pauză, după pauză cântăm. Cum profesorul de la tehnologie, la noi era opțional tehnologie, îmi trebuiau 5 puncte credite ca să trec mai departe, dar nu m-am dus niciodată. Da. Și cum, mă, profesor... că te-ai dus la fabrica de bere? La n-am fost muncă, la teorie, am fost doar la... m-am dus să văd cum... Ai fost numai la seminari. Da, cum se extrage lichidul seminal de la Taur, mă interesa. Taurul, bine, bine. A fost cea mai, facultate de balet. Cea mai interesantă experiență în timpul facultății. De, da. Pentru că după ce au văzut fetele Monta timp de 3 ore, erau direct, ne-am dus la suc și prăjitură, adică așa. Am văzut cum se face berea, cum se face Eugenia la mână pe atunci și a fost foarte interesant. Problema e că la examen, răutăcios din fire, domn profesor, cu cei care nu s-au prezentat, ne-a dat greu. Adică ne-a dat ceva cu 10 văcuțe care trebuia să calculeze cât fân mănâncă, o prostie, oricum. Trebuia să fi fost la curs să știi cât mănâncă în medie o vacă, era regulat de 3 simplu. Ceva cu albinele și ceva cu oieritul. Și eu cu... Am scris cel mai mult. Am scris cel mai mult din universitate, practic. Mi-a plăcut subiectul și a venit așa, a venit notarea, i-a ridicat în picioare pe ea cu 10, au fost 2, i-a ridicat pe ea cu 9, au fost foarte mulți, cu 8, cu 7 și cu 6. 5 și 4 a zis că nu dă. Eu aveam emisiune, am părăsit cursul și a vrut neapărat, mi-au zis colegii să-l ridice în picioare pe 1, Oțil, să se ridice Oțil în picioare. Ăsta, colegul meu de bancă, mi-a dat mesaj sub bancă. Zice, băi, e nasoală treaba, te caut ăsta. Zice, ce-i zic? Păi zic că sunt la emisiune, că am emisiunea la radio. Bun, zice, domn profesor, dacă domnul Oțil nu este aici, aș vrea... Să vă citesc... Să citesc câteva rânduri, pentru că m-a impresionat, o să-i dau un 6, deși nu merită nici 2. Pentru că este omul care a reușit să aștearnă atât de frumos și atât de limpede, într-o bogăție filosofică. Domnule, zice, cum să scrii 6 pagini despre cum paște vaca? Domnule, și albina, de zice, am citit și lui nevastă, mi-a plâns în pumn. Domnule, albinuța, cum vine ea? M-a trecut prin Miorița, toate miturile, frumos, câmpiile, piciorul de plai, cum avem noi nevoie de pământ. Fără picior de plai, că o iau personal. Să-i dea Dumnezeu sănătate că mi-a dat 6, că nu meritam nici 2. Dar așa frumos am scris de vacă. Băi, vaca, bă! Vaca. În cazul în care nu v-ați prins încă, al meu coleg Dani a terminat o facultate rurală. M-am terminat științe economice, nu fi măgar. Dar rural, adică pe partea de... A dat 5 credite. Agronomie.